Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este Mobiche 75 iar în acest podcast avem foarte multe de discutat. În primul rând aflați că avem în teste telefonul Huawei P8 Lite, face poze excelente și e foarte ușor și compact. Între timp finalizăm recenzia lui LG AK, acela cu mascotă și cu ochii care se mișcă, iar Apple Watch a sosit în teste, în redacție, revenim foarte curând cu impresii și cu unboxing-ul evident. Între timp am descoperit că HTC a înregistrat pierderi de 260 de milioane în trimestrul 2, iar acțiunile au scăzut din nou, de această dată la 2,2 dolari ca valoare, iar investitorii își pierd răbdarea până vine HTC Aero la toamnă. Samsung Galaxy V a fost lansat oficial în ultimele zile, este un terminal low-end cu preț de 82 de dolari. Vine cu un ecran TFT cu rezoluție de 800x480 pixeli, care era și cea lui Galaxy S2, dacă mi-am eu bine, 512 MB de RAM, procesor dual-core de 1.2 GHz, 2 GB de stocare doar și camere de 3 MP, încă o dată un model low-end, costă sub 100 de dolari. Din nou, informații și zvonuri despre OnePlus 2 urmează să vină cu 4 GB de RAM LPDDR4, conform unui teaser al companiei, iar CEO-ul OnePlus a promis un preț sub 450 de dolari pentru acest model. A mai apărut și o scăpare de carcasă, ce dezvoluie un decupaj generos pentru spate, în stilul unei randări scăpate pe net, um, o randare publicată de dar cu ceva vreme în urmă s-ar confirma acel design. Acea zonă generoasă din spate, unde este decupajul, poate fi asociată camerei, evident, plus un scanner de amprente, plus, cine știe, poate un mecanism extra pentru cameră, poate autofocus laser sau cine știe ce blitz special. Același OnePlus ar urma să aibă un... Uh, port USB Type-C și baterie de 3300 mAh, după cum a fost confirmat. Nici companiile locale nu au să legeaba Allview a lansat telefonul A5 Quad Plus cu ecran de 4.55 și Android 5.1 Lollipop, dacă am înțeles bine, plus un ecran IPS LCD de 4.55, procesor Quad Core de 1 GHz, 1 GB de RAM și 8 GB de stocare și o cameră principală de 5 MP cu Blitz LED. Avem și o baterie de 1800 mAh, slot microSD și un preț de 499 de lei și surpriză primim și suport 4G LTE. Se vorbește din nou foarte mult despre Samsung Galaxy A8, a avut parte de toate. Scăpări, confirmări, certificări, am văzut imagini hands-on, am văzut și un video, am văzut și randări. Vine pe 15 iulie, întâi în China, din câte am înțeles, apoi costă 439 de euro, intră în magazinele din China pe 17 iulie și are un design complet metalic, grosime foarte scăzută, undeva sub 6 mm, parcă, scanner de amprente în butonul Home și un ecran Full HD Super AMOLED de 5,66 inci. Avem și un procesor octa-core Snapdragon 615 de 1.5 GHz, plus 2 GB de RAM și 32 GB de memorie internă. Camera sună binișor, 16 MP de rezoluție. ZT a lansat un telefon interesant, mai ales ca nume, Nubia mai Prag, ce mai subțire terminal al său. Aparent are legătură cu orașul Praga, cunoscut pentru arta și cultura sa, după cum arată și numele mai Prag. Ar fi dotat cu un ecran Full HD Super AMOLED de 5.2 inch, procesor octa-core Snapdragon 615, 2 sau 3 GB de RAM și 16 sau 32 GB de stocare. Primim și conectivitate 4G LTE, cameră 13 megapixeli și o promisiune de captură low light bună și senzor ISO -cell. Prețul ar urma să fie de 349 de euro. Mai departe se produc schimbări la Microsoft aparent, tăiere a 7800 de joburi în zona mobile și producția a trei categorii de smartphone-uri de buget, cele pentru business și modele flagship, cam asta e direcția viitoare Microsoft în perioada imediat următoare. Mulți văd aceste mișcări ca semnale că seria Lumia e păducă și se zvonește că o să treacă la terminale cu Android aparent. Am avut și o scăpare interesantă, Ramos MOS 1, firma Ramos e cunoscută pentru producția de tablete, e o firmă din China, acum vor să intre și în zona smartphone cu MOS 1. E un telefon arătos cu șasiu metalic plus spate și față cu panou din sticlă, sticlă 2.5D în zona frontală și niște margini care aparent sunt curbate de fapt, sunt margini angulare cu 5 unghiuri și tăiate cu diamantul, din câte am auzit de la sursa chineză. Acest model ar urma să aibă acustică hi-fi și baterie de top conform promisiunilor companiei. Samsung se pregătește să anunțe încă un trimestru de scădere de profit, se pare. Ar fi al șaptelea la rând, dacă am înțeles eu ok. Au pregătit greșit strategia, mi se pare amuzantă această problemă. Ei au estimat că cererea lui Galaxy S6 va fi de patru ori mai mare decât a lui Galaxy S6 și s-au înșelat pentru că cererea a fost cam egală pentru S6 Edge vs S6, dar ei produseseră mult mai multe modele S6, au rămas cu ele pe stoc, în special cu S6 cel alb, în varianta minimă de stocare. În fine, cât despre S6 Edge, nu au făcut față cererii și astfel au apărut probleme, deci rezultatele financiare nesatisfăcătoare. În cele din urmă avem informații despre Xperia Z5, care ar sosi în septembrie, probabil la IFA, cu scanere de amprente și procesor Snapdragon 820. Anul trecut Sony promitea că nu o să mai scoată două flagship-uri pe an, ei bine, nu se țin de promisiune. Același Z5 ar urma să aibă 4GB de RAM, baterie de 4500 mAh și camere 20 de 20MP cu captură 4K. Suntem la secțiunea Fail and Win. La secțiunea Fail avem în mod clar problema Microsoft, disponibil, disponibilizări masive în zona mobile la Microsoft, taxarea pe producția de doar 3 terminale, zvonul că vor trece la telefon Android, dar nu prea le credem, gurile rele vorbesc despre renunțarea la seria Lumia, e păcat să clădești un brand, o reputație și oarecum și o bază de fani, pentru că apoi să spulber tot. Evident, totul e la nivel de zvon, dar viitorul nu sună prea bine. La fail am mai inclus încă un lucru, Apple Watch, au scăzut vânzările lui Apple Watch mult, foarte mult față de lansare, a trecut acel baz, în aprilie se vindeau 200.000 de watch pe zi, acum sub 20.000 pe zi, ba chiar sub 10.000 pe zi. A scăzut entuziasmul inițial cam rapid, se întâmplă asta cu orice produs, dar la cât hype a fost în jurul ceasului, s-a întâmplat cam rapid. Cât despre secțiunea Win, nu știu dacă i mai avut pe cei de la Huawei la secțiunea Win, dar văzând ce poate viitorul lor procesor High Kirin 950, deja au început comparație cu Snapdragon 820, se anunță un procesor puternic, și jucându-mă zilele astea cu Huawei pe 8 Lite am văzut că el are o cameră bună, deja ar fi o tripletă, un fel de hat pentru Huawei, a avut cameră bună pe Huawei Honor 6 Plus, cameră bună pe Huawei pe 8, cameră bună pe Huawei pe 8 Lite, și pozele arată foarte bine. La prim planuri, puține telefoane se pot bate cu aceste telefoane Huawei, care nici măcar nu au pretenție de și puri, și totuși fac prim planuri foarte bune. Dacă vreți să fotografiați vreodată flori, ar fi bine să aveți un Huawei sau dacă vreți să fotografiați, eu știu, mâncare sau alte prim planuri. În fine, acesta este win-ul săptămânal, Huawei și camerele sale bune. Trecem la întrebări, începem cu forumul. Lungu Alex mă întreabă care este cel mai bun telefon pe Android cu un ecran de mai puțin de 5.5 în diagonală. Aș spune un Sony Xperia Z1 Compact sau Z3 Compact, acele telefoane cred că se califică drept cele mai bune și cu o diagonală micuță. Apoi eu nu-ți spun ce nu-ți place la Android L, anumite nuanțe fistiche la interfaței, iconuri cam prea mari în zona Quick Settings, în rest foarte fluid, se mișcă ok. Uh, nu prea mă omor după material design, chiar o chestiune de preferință, probabil că o să mă învăț. iOS 7 nu-mi plăcea deloc când a apărut, dar m-am învățat cu el, așa că nu o să mor pe Android L. În plus vine și Android M, deși interfața rămâne la fel. Același utilizator mă întreabă dacă merită cumpărat un Sony Smartwatch 2. Din câte am auzit eu, personal nu l-am testat, dar am auzit că bateria nu prea ține, pedometrul nu e foarte precis și prețul este măricel. Panait V Florin, vreau un telefon decent ca performanțe, cu preț de până în 1500 de lei, de preferat nou, aș spune un LG G3 dacă îl găsești la acest preț, sau un Galaxy Note 3 din nou dacă îl găsești la acest preț. Apoi un film din 2015 care merită văzut horror sau thriller. Insidious 3 sau ar fi Annabelle, se califică la ce zici tu. Am văzut că s-a recomandat cineva Poltergeist, am auzit numai lucruri rele despre el, chiar și recenziile românești care de obicei sunt benevole, spuneau că este un film de râs, nu este deloc bun ca horror. Gabi Frangu 15 are 6 întrebări. Uh, HTC One 8 sau Galaxy S5? Răspund Galaxy S5. Merită cumpărat iPhone 6 Plus după ce va apărea iPhone 6 S Plus? Da. 6S Plus va fi probabil doar un upgrade de cameră și încă alte lucruri minore. Apoi același utilizator vrea să schimbe marginea cromată de pe Galaxy S5. I s-a spus că dacă o înlocuiește se poate sparge ecranul, e adevărat. Eu nu aș umbla la înlocuit asemenea lucruri. Eu, lucrul maxim care l-aș înlocui la un handset ar fi ecranul dacă e spart, poate și porțiuni în carcasă, dar nu aș umbla la chestii structurale precum marginea handsetului. Eu zic să întreb pe cineva mai avizat, sincer nu știu să-ți răspund, în principiu nu umbla. Apoi, întrebarea 4, de ce LG 4 c nu are focalizator laser ca LG G3S? Probabil că au vrut să lase funcția pentru a vinde un alt model, pentru a-l face mai atractiv. Și apoi, LG G Flex 2 merită cumpărat după ce ai avut un Galaxy S5, da, se simte statul de cameră, are o cameră chiar foarte bună, bateria este cam șubredă și ecranul nu e foarte luminos, cam acestea ar fi problemele versus Galaxy S5. Galaxy S5 cred că are baterie dublă față de G Flex 2, dacă mi-am amintesc eu bine. Și mă întreabă dacă el G Flex 1 este un telefon bun, cu ce telefoane se confruntă. G Flex 1, ce să zic, se bate cu Nexus 5, îl depășește, zic eu, oarecum. Uh, cu ce se mai bate? S-ar bate cu Galaxy S5 teoretic Deși S5 îl bate la anumite capitole g flex nu avea cel mai bun lucru Acea curbă care făcea să se vadă foarte bine filmele Într-un anumit mod, cam ca la IMAX În fine, rămâne un, un telefon bunicel Dar din nou, parcă bateria nu prea impresiona Și ecranul nu era nici cel foarte luminos Ok, gata cu forumul Trecem pe YouTube La mobicast trecut am avut 77 de comentarii Vă mulțumim pentru toate aflăm de la Mario, nebunii merită un LG G4 nou sigilat de la 1400 de lei. Normal că merită, dar prețul sună suspect. Vezi să fie un LG G4 și nu o cutie goală. Am observat că la ultimul mobicast ne-a spus foarte mult de întrebări legate de să cumpăr aia sau nu, adică 90% de întrebări au fost pe această temă, deci este greu de filtrat. Luci Lucian vrea să cumpere un Galaxy S3 Neo nou de la Altex la 750 de lei. Eu zic că poți să cumperi, dar mai bine găsești un Galaxy S4 ceva mai ieftin, nu o să fie o diferență prea mare de preț și te alegi cu ceva mai bun. Omul albastru mă întreabă ce trebuie să fac să pot câștiga telefonul. Nu știu despre ce telefon vorbești, probabil despre Olviu pe 6 q -Max. În principiu sunt obicei patru reguli mereu, să intri pe pagina respectivei companii care a produs telefonul sau care îl vinde, pe Facebook să răspund la întrebare și apoi să dai share public pe contul tău și apoi să ne trimiți mail cu cele patru capturi de ecran și gata, te-ai la concurs. Uh, plus datele personale, evident. Son Catacuna îmi spune că are un Olvio E3 Sign și că intră în bootloop și că vrea firmware pentru acest telefon. Și mă întreabă ce poate să facă pentru a scăpa de bootloop. În principiu, cei de la Olvio ar trebui să te ajute, pentru că totuși de la ei ai telefonul, ar trebui să te ajute să scapi de această problemă. Asta dacă nu ai făcut ceva greșit. Ionuț Vigeli are 14 ani și vrea un telefon bun pentru gaming. Camera de 13 megapixel, ecran de 5.2 inci, RAM bine optimizat, LTE 4G. Practic mi-ai descris un Asus Zenfone 2, dacă mă uit la ce zici tu acolo. El se gândește la un LG G2, Sony Xperia Z2, Olvix 2 Sol Pro, tu ce zici care e mai tare? De departe, Sony Xperia Z2, dar din nou, uite-te peste Asus Zenfone 2, sigur o să-ți placă și cred că e bunicel și la gaming. Uh, Ionuț Vigelia a subliniat care are nevoie de ajutor și că i-a răspuns numai lui Gabi Frangu. <laughs> i-a răspuns și lui în sfârșit. Lucian Ionuț vrea să cumpere un telefon, vrea să aleagă într-un HTC One M7 și un LG G2. LG G2 este cu o generație mai avansată decât One M7, din câte țin eu minte, posibil să mă înșel. În fine, mai departe, Florina Oprea, în sfârșit și o prezență feminină, vrea să-și cumpere un telefon și nu se poate hotărâ. Galaxy S4 sau Huawei Ascent P7. Um, nu știu dacă ești gameriță, dar Ascent P7 știu că sughița la jocuri, deci mergi pe Galaxy S4, eu mă joc pe el zilnic și se încălzește, dar măcar rulează jocurile. Din nou, întrebări despre telefoane, hai să le evităm. Um, Daniel Tutoran, tot telefoane. Cristache Robert ne solicită recenzia tabletei Xperia Z4 Tablet, care a apărut în stoc la Quick Mobile și mă întreabă dacă o putem să o primim în teste. Deocamdată avem vreo 3-4 terminale în teste, când terminăm cu ele, cred că ar fi momentul să facem totuși review, pentru că ne-aș cerut device-ul de câteva ori. Monea Matei, când o să apară OnePlus 2, o să se ieftinească OnePlus 1 în România? Poate am răspuns de data asta, please. Păi este logic, când apare generația a doua unui terminal, se ieftinește prima generație, e la mintea cocoșului. Depinde și de ce strategie o să ia de la noi, din moment ce se va ieftini în afară, ei o să-l ia mai ieftin, o să le și ei, altfel ar fi urât din partea lor să se axeze doar pe profit. George Hurgis v-ați gândit vreodată să faceți o emisiune la TV? Evident că ne-am gândit, dar ne trebuie spațiu la TV, ne trebuie o televiziune să ne găzduiască și ne trebuie foarte multă muncă de producție, pentru că totul trebuie să arate crisp, niciun pixel greșit. Danu Scovaci, Samsung Galaxy A3 va primi update la Android Lollipop în România. Fiind într-o gamă relativ nouă, seria Galaxy A ar trebui să primească, deși fiind cel mai de jos model al gamei, o să mai dureze ceva timp. Christaki Robert, mă întreabă și el ce telefon să aleagă, Zenfone 2, Huawei Honor 6 Plus, sau X2 Soul Pro. Dacă te interesează numai camera, Huawei Honor 6 Plus cu ochii închiși, dacă vrei gaming, Asus Zenfone 2 este și future proof, când ai 4 GB de RAM și un procesor puternic, eu zic că 2-3 ani te mai joci liniștit, zic eu. Foarte multe întrebări despre alegerea între telefoane, de aceea inevitabil am și răspuns la ele. Încă unele, foarte mulți oameni aleg între Galaxy S5 și iPhone 6, înseamnă că sunt multe ieftiniri, deduc eu. Blue Light vrea review la telefonul Nokia Lumia 730. Am mai testat recentul Lumia, de ce nu poate și acel model? Și, în fine, Sergiu Cătălin-Coperan, două întrebări. Ce jocuri din seria Assassin's Creed îți plac și care este producătorul tău preferat de jocuri? Îmi place primul, Assassin's Creed, și îmi place și Unity, acela cu Revoluția franceză de acum un al. an. Producătorul meu preferat de jocuri, Square Enix, evident, pentru că face Final Fantasy, care e jocul meu preferat. Final Fantasy VII, mai precis. Apoi, pe doi, cred că ar fi Ubisoft, pentru că a făcut niște jocuri foarte tare în ultima vreme. Avem Child of Light și l-avem și pe acela cu primul război mondial, îmi scapă titlul acum. În fine, l-am jucat pe mobil și era foarte distractiv. Ar mai fi și băieții de la Telltale Games, care sunt noi în topul preferințelor mele, au un umor foarte dezvoltat și fac povești foarte bune. În cele din urmă, Luci Lucian, care cred că va fi telefonul anului 2015. Până acum, dacă tragem linie, Samsung Galaxy S6 Edge, candidați pe viitor ar putea să fie, evident, noile iPhone-uri, OnePlus 2 și Galaxy Note 5, cine știe. Cam atât de despre întrebări, trecem la secțiunea diverse. În secțiunea diverse abordăm în special fotbalul, am văzut finala Copa America, săptămâna trecută, Argentina-Chile, a fost un meci slab, Messi nu prea s-a văzut, Chile a jucat bine în schimb, a fost cam fizic meciul, foarte multe faulturi și îmbrânceli, chilienii au așa o alură de, hai să spunem pe șleau, de pușcăriași, sunt destul de puși la mare jucători, dar câțiva au și talent, Uh, am văzut un Vidal, un Vargas, un Sanchez, în fine, jucători buni și Chile a câștigat în cele din urmă A fost 0-0, 0-0 după prelungiri și penaltiuri Sincer să fiu antrenorul lui Chile, cred că știa de la început că se va, se va ajunge la 0-0 Cam am mers pe această strategie și la penaltiuri a câștigat Chile Cam slavă Copa America, multe surprize, Paraguay a bătut Brazilia A fost totul cam random, nu s-a dat nimeni silința Peru a bătut Paraguay, 12 Paraguay a bătut Brazilia, haos total tot fotbal, sau mă rog, aproape fotbal, am văzut la steaua Târgu Mureș, Super Cupa României, meci groaznic, parcă era de Liga a 5 -a, au jucat foarte slab ampele, Târgu Mureș a avut noroc și atât și a câștigat cu 1-0 destul de târziu în meci, Steaua a jucat foarte slab, în afară de câteva zvâcniri, nu am văzut nimic, nu am văzut putere de atac, am văzut niște bubuieli, niște pătrunderi, parcă un pic de chipciu s-a mai mișcat un pic, Stanciu a fost sub orice critică ca înlocuitorul lui Tănase, a început slab campionatul actual. Am găsit un nou loc, un nou local, se numește Stadio. Fac și burgeri, fac și shake-uri, au și niște limonade drăguțe și un pește interesant. Am văzut burger de somon, am văzut un somon cu valeriană și tot felul de friptane, în fine. Burgerul lor este cam slab, are gust de chiftea fiartă. Apoi am văzut un shake de sneakers și shake de Kinder Bueno care sună bine. L-am gustat pe cel de Kinder Bueno, este ok și au și socată. Este un loc destul de scumpuț, se află în zona străzii Academiei și Ion Câmpinanu, în fine, aproape de Universitate, centru Bucureștiului. Am văzut Terminator Genesis, în sfârșit, un film cam prost per total, Arnold este ok, joacă chiar bine, având în vedere ce rol i s-a dat, este peste Terminator 3, care rămâne și acum cel mai prost din serie, Terminator 4 ar fi undeva pe locul 3, ordinea mea personală este Terminator 2 pe locul 1, Terminator 1 pe locul 2, Terminator 4 pe locul 3, și apoi acest film, Terminator Genesis, și pe ultimul loc, Terminator 3 care este sub orice critică. Soundtrack bunicel la Genesis, Emilia Clark care este Calisi în Game of Thrones. A fost foarte răsfățată în acest film, mereu se văita, mereu era înțepată, nu mi-a plăcut deloc cum a jucat. Mi-a plăcut foarte mult lupta finală și finalul, cu o mică surpriză, Uh, celălalt actor principal, Jay Courtney, a fost enervant ca protagonist, parcă mereu mirat, parcă nu înțelege nimic ce se întâmplă și face mereu pe prostul legat de time travel. Sincer să fiu, uh, niciunul eu nu prea am înțeles mare lucruri din time travel, ba călătorea înainte, ba călătorea înapoi, ba se schimbau evenimentele, ba cineva murise, ba cineva era rău bun, era rău sau era bun, în fine, haos. Rețineți că de bun, că efectele sunt rezonabile, dar nu fantastice și ultima luptă trebuie văzută neapărat până în ecran mare. Am văzut un alt film, ceva mai indie și ceva mai european, In Order of Disappearance, film suedez, comedie neagră, foarte, foarte sec, foarte alb, foarte multă zăpadă, culori aproape deloc. Joacă actorul Skarsgård cel bătrân, mereu încurc pe Skarsgård, pentru că este o întreagă dinastie. Este un Skarsgård care joacă în True Blood și am mai jucat în câteva filme. Apoi este Skarsgård care joacă în Infomaniac și Thor, în fine, el este personajul principal aici. Îi moare fiul, o de niște mafioți, el începe să răzbune și pornește fără să vrea un război între mafioții suedezi și cei albanezi. Foarte mult o comedie neagră. În fine, avem un mafiot care este un fel de Florin Persic Junior, înalt, solid, arătos și obsedat să fie vegan, mereu bând smoothie fiind sănătos, dar foarte, foarte nervos. Am jucat la sugestiile voastre jocul SBK15 cu motociclete, curse, și altele. Se controlează foarte greu pe mobil, cursele durează multicel, nu prea mi-a plăcut. O să încerc să mă învăț controlul pentru a putea să-l savorez, dar este foarte greu și un pic frustrant. În fine, acesta a fost Mobiche 75 sper că v-a plăcut. Ne găsiți în continuare pe site, pe YouTube, pe forum, pe Twitter, pe Facebook, Google Plus și oriunde sunt telefoane mobile. La revedere!